La mulți ani tuturor, un nou an 2018, vă urez să aveți mult, mult succes în acest an și să vă îndepliniți obiectivele de orice manieră, atât fitness și sănătate, cât și la locul de muncă, la școală sau orice altceva vă propuneți pentru noul an. Așa cum am spus, este 1 ianuarie, este ziua în care o să fac public cei 3 câștigători la concursul Fitness for You. Voi utiliza random.org, cei 21 de participați, îi voi pune în listă, după care, în mod public, în această filmare o să vă arăt care au fost cei 3 câștigători. Aceștia sunt cei 3 câștigători. Cele trei câștigătoare, de fapt, se pare, Andrei Larisa, Mădălina Mircea Simion și Matei Marcu Mădălina. Aceste trei persoane, în curând, vor fi contactate de mine. Voi restul, nu vă descurajați. Chiar dacă nu ați câștigat acest concurs, canalul acesta de YouTube este făcut tocmai pentru acest lucru, pentru a vă oferi informații cum să vă schimbați stilul de viață și cum să învățați să trăiți sănătos. Din propriul meu exemplu, propria experiență plus informații pe care le citesc, toate acestea o să vă le ofer gratuit pe parcursul noului an. Stabiliți-vă acum, la începutul acestui nou an, niște obiective clare, bine precizate și puneți-vă la treabă pentru a le îndeplini. Cu siguranță, peste un an de acum încolo, veți privi în urmă și o să spuneți ce bine că am început pe 1 ianuarie 2018 sau o să spuneți ce rău că nu m-am ținut de treabă, ce rău că nu mi-am propus anumite obiective pentru a progresa și pentru a mă schimba în bine. Începe acum, stabilește-ți acum unde vrei să ajungi și cu siguranță peste un an nu vei regreta și vei fi mândru de ceea ce ai realizat în perioada care a trecut. Atât pentru astăzi, felicitări câștigătorilor, voi ceilalți reveniți pe canal, distribuiți și prietenilor, dacă vă place conținutul acesta, ajutați comunitatea Fitness for You să crească, ajutați-mă să schimb România, să fac oamenii să înțeleagă cât de importantă este sănătatea. La mulți ani tuturor!